Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori îmi se spune, omul care aduce performanță. Data fiind că baza de orice performanță sunt obiectivele, cum am zis ieri, hai să mai vedem ceva. Sper că nu s-a înțeles din discuția de ieri că eu am ceva împotriva cu tehnica fixarea obiectivelor. Dimpotrivă, eu consider că e ceva foarte necesar, absolut indispensabil pentru orice vrem să obținem concret. Singurul lucru de care mă mir este de ce simpla tehnica de project management, cum am zis, de a atinge rezultate pe care o vedem astăzi, de ce trebuie să fie predată la cursuri de specializare și nu se învață din copilărie, pentru că la un moment dat mi se pare o tehnică care ne va ajuta toată viața, adică pur și simplu să te fixezi un obiectiv, să faci un plan, etc., 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 ok? Ce am zis este că tehnica asta nu se poate aplica la cele care numesc eu obiective de suflet, care țin mai mult de latura noastră spirituală, de ce vrem într-adevăr. Păi, în rest, tot ce avem de a face în societatea asta, asta vreau să obțin, asta mi-aduce beneficii, bla bla bla. O dificultate specifică în a elabora o strategie este faptul că tocmai în școală nimeni va învățat cum să fixezi o strategie. Să fie vorba de ceva practic la nivel personal sau la nivel de firmă. Adică e clar că un curs de project management nu se poate aborda în 5 minute de o emisiune. Dar, pur și simplu, niște ponturi. Pentru a înțelege o strategie banală, trebuie pur și simplu otarit ceea ce se resume într-o simplă frază. Cine face ce, când, cum, unde și de ce. Adică foarte simplu. De fapt, în momentul în care eu am otarit un anumit obiectiv, trebuie pur și simplu să mă întreb cine sunt persoanele implicate. Unde trebuie să se ducă, dacă e cazul, unde trebuie să mă duc eu, unde se va desfășura acțiunea. Care sunt acțiunile care trebuie puse la cală, și din partea mea, și din partea colaboratorilor. Care sunt abilitățile necesare, skills, care sunt informații de care am nevoie. Când aceste lucruri se vor întâmpla și care va fi termenul. Și, evident, vă amintiți întrebarea pe care am pus în prima noastră întâlnire? De ce? Pentru că acest de ce este exact ce ne susține motivația. Îmi amintesc că într-un film de un western, de pistoleri, la un moment dat era bătrânul care spune tinerului amintește-te mereu motivul pentru care te lupți. Asta e ideea. Acest de ce e singurul lucru care ține la cale tot proiectul. La nivel de firmă trebuie să fie profit, la nivel personal trebuie fiecare știe care este obiectivul. Pentru că, de ce spun asta? De multe ori, și în niște instituții chestia asta devine incredibil de evidentă, se pun în acțiune o serie de activități care, de fapt, nu mai au niciun sens. S-a pierdut complet motivația originară și se păstrează din tradiție, din obișnuință, din lene. Deci, în orice moment, fiindcă la nivel personal, dacă acționăm pe picioarele noastre, nu avem o instituție în spate, trebuie să ne întrebăm de ce, ce beneficii mi-aduce și dacă o anumită activitate nu are legătură cu obiectivul, trebuie pur și simplu tăiată. Mai vedem, în schimb, chestia asta cu obiective din suflet, care vreau să aprofundez un pic, vedem un moment. Iar am depășit 5 minute, ne vedem mâine la aceeași oră. O zi plăcută în continuare și să faceți proiecte frumoase și profitabile.